Salut! A trecut și prima săptămână de post intermitent și foarte mulți dintre voi mi-ați lăsat o grămadă de comentarii, dar înainte să vă răspund la unele dintre întrebările voastre, vreau să vă povestesc despre cum a decurs săptămâna mea de post intermitent. După cum știți, am zis că nu o să intru direct în 16 ore de post, și voi face două zile de câte 12, două de 14, iar apoi voi urca la 16 ore. Am făcut sâmbătă, duminică, am făcut câte 12 ore. Luni, marți, am făcut 14 ore. Iar după aia, miercuri, în loc să fac 16, am tras chiulul. Adică, cum am tras chiulul? După 12 ore am început să mănânc, deci nu am reușit să fac 16 ore și am fost foarte ofticat, dar joi și vineri am început cu 16 ore, deci momentan fac post intermitent, 16 ore pauză și în 8 ore mănânc orice. Și de ce zic orice? Pentru că mulți m-ați întrebat ce am voie să mănânc în acest post intermitent. Eu mănânc orice, inclusiv cola, dulciuri, toate lucrurile care nu sunt chiar așa de bune pentru atunci când faci o dietă sau când vrei să scazi în greutate. Este foarte simplu, 16 ore nu mănânci, ai voie să bei apă, cafea neagră și ceai, aceste fiind neîndulcite fără lapte, iar în cele 8 ore ai voie să mănânci orice. Probabil că dacă scoate și pâinea, cola, dulciurile, atunci mă gândesc că scăderea în greutate va fi mult mai rapidă, dar eu nu-mi doresc să scad repede. Mi-am propus să scad undeva între 1 kg și 2 kg pe săptămână, și targetul meu, ținta mea este să încerc să ajung la 85 de kilograme. Asta în 90 de zile, adică în 3 luni. Am spus că o să mă apuc și de sport, doar că săptămâna asta am avut foarte, foarte multe de rezolvat și cu facultatea și cu sala și nu am reușit. Dar de săptămâna ce vine încerc măcar un 2-3 antrenamente pe săptămână. Dacă nu de jiu-jitsu, măcar jumate de oră să încerc să fac niște antrenamente de forță. Mi-am propus să fac sport, dar nu a ieșit. Nu tot timpul ceea ce îți propui reușesc să realizezi. Dar săptămâna asta voi încerca să combin și sportul cu acest post intermitent. Deci, foarte, foarte mulți m-ați întrebat ce am voie să mănânc. Cu riscul de a mă repeta și chiar mă repet, vă spun, eu mănânc orice. Dar dacă doriți să faceți o scădere mai rapidă în greutate, probabil că dacă ați scoate carbohidrații, fructele, dulciurile, atunci ar fi o scădere mai mare în greutate. Eu nu-mi doresc și îmi place și să mănânc. Așa că atâta vreme cât voi scădea în greutate, nu voi schimba nimic în ceea ce mănânc sau beau, că mie îmi place să beau cola, care nu e un lucru foarte bun. M-ați întrebat câte ore nu mănânc și câte ore mănânc. Este foarte simplu. Acum am ajuns la 16 ore și vreau să rămân cu aceste 16 ore să nu mănânc și în intervalul de 8 ore să mănânc cât mă simt bine, de câte ori vreau eu și cum vreau eu, adică nu îmi pun niște porții foarte mici sau dacă am poftă să mănânc un fruct, o banană sau ceva dulce după ce am mâncat o prânzul, de exemplu, mănânc. Nu o să stau și o să doar să mă gândesc la asta, eu chiar mănânc. Acum este după masă, este ora 2, dar de dimineață să știți că m-am cântărit. Așa că uitați, acum vă arăt câte kilograme am, cât am slăbit și revin și mai discutăm după aceea.
Prima săptămână, hai să vedem ce zice domnul Pintar. De kilograme, 900 de grame. Deci am scăzut sub 100 de kilograme. Săptămâna trecută, când am început acest post intermitent, aveam 101-250 de grame. Deci am slăbit 1 kg și 350 de grame. Este în graficul meu, pentru mine este ok. Mă gândesc că dacă m-aș fi chinuit un pic, reușeam să scad mai mult, dar este foarte bine. Nu-mi doresc să scad mai mult de 2 kg pe săptămână. În trecut, când am ținut post intermitent, reușeam chiar să slăbesc între 2 și 3 kg pe săptămână, dar acum nu mă grăbesc, așa că între 1 și 2 este excelent. Dacă bine țineți minte, am făcut niște măsurători săptămâna trecută, dar am zis că nu o să le fac în fiecare săptămână, pentru că nu cred că este o diferență între 1-2 kg dacă am slăbit. Chiar dacă nu fac aceste măsurători săptămânal, să știți că la blugi, de exemplu, am observat că am reușit să închid cu o gaură cu reaua mai strâns. Acest lucru cred că se datorează faptului că nu mai sunt așa de balonat. Mă simțeam foarte balonat înainte să fac acest post, iar acum mă simt mai ok. Chiar am observat că blugii stau mult mai bine pe mine și nu cred că am scăzut în foarte mult în circumferența taliei, dar o să las să mă măsor peste 2-3 săptămâni. Așa că aceste măsurători o să le fac probabil la 3 săptămâni. Odată la 3 săptămâni, deci nu săptămâna aceasta, nu săptămâna viitoare, doar după aceea o să mai fac aceste măsurători. Un lucru care am omis să-l spun, pe toată această perioadă de o săptămână nu am avut dureri de cap și nu m-am simțit slăbit. Adică chiar nu m-am simțit slăbit, să nu am chef de nimica sau să nu... Am mai făcut alte diete, că nu mâncam și mâncam fără carbohidrați și atunci aveam aceste stări, dar în săptămâna aceasta m-am simțit excelent și asta chiar mă bucură, deoarece nu vreau să mă simt mizerabil și să scad în greutate, pentru că nu acesta este scopul meu. Mă bucur că mulți dintre voi mi-ați scris că vreți să vă apucați și voi și chiar câți v-ați zis că o să facem împreună, adică pe timpul acestor 90 de zile. Așa că dacă ați făcut, cântăriți-vă, lăsați-mi un mesaj și spuneți-mi cât ați slăbit, ce ați făcut, cum ați făcut, cum v-ați simțit. Și cred că cel mai important lucru este, dacă îți dorești să scazi în greutate, să o faci în așa fel încât să nu te simți foarte slăbit, să nu simți foame și să poți să mănânci ceea ce îți dorești. Pentru mine este extraordinar cu acest post intermitent, deoarece chiar că mănânc orice. Vă las aici acest clip. Aștept să-mi comentați. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați și niște poze cu cântoarele voastre pe Instagram. Am Instagram exact același nume, Robi cu Y Mund. Hai să vedem câți dintre voi ați început această schimbare deodată cu mine. Și ne vom vedea săptămâna viitoare, tot așa, sâmbătă pe după masă. Dimineața am să mă cântăresc. Dar vlogul am să-l postez sâmbătă după masă. Mult succes și ne vedem! Pa!